Mirica Semen s-a născut și a copilărit în Cernasatel, ne-a povestit despre legenda locului. Cheile Corcoaiei sunt situate pe Valea Cernei, în munțime Hedinț, la 44 de kilometri în nord dinspre stațiunea Băile Herculane. Zona este denumită Corcoaia, întrucât preia numele unui personaj din mitologia românească, legată de Valea Cernei. A trecut balaurul cu 7 capete, acolo unde se vede partea asta, acolo dacă filmați în partea aia, băiatul, acolo zice că a tăiat primul cap aici. Al și de acolo rămas aceste urme pe stâncă. Zice că s-a dus până la muntele Retezat, care a tăiat ultimul cap. Până spre așa am pomenit, așa am auzit. Din păcate însă, prea puțin turiști sunt atrași în zonă. Doar câteva indicatoare montate de salvamontiști te îndrumă spre chei. Așa zic că a fost traseul lui. Nu știu. Cum e aici? Vin mulți turiști să vii sau nu prea cunosc zona? Vara vin mulți, mai trec și străini, dar indicatoare sunt foarte puține, oamenii mai mult se interesează, că aud la televizor. Dar localnicii știu de legendă. Da, da, noi localnici. În zona cheilor Corcoaiei se spune că a avut loc prima luptă dintre Iovan și Balaur, eroul tăind unul dintre cele 5 capete ale Balaurului. Acesta străpunge muntele și fuge, lăsând în urma sa cheile spectaculoase, în speranță că se va putea întoarce aici mai târziu pentru a-și reface forțele. Însă Iovan ajunge primul aici, se scaldă în apă și își reface puterile și îi taie animalului câte un cap, iar acesta a rămas doar cu 2 capete, fuge pe Valea Cernei spre Dunăre. Și aici a murit Balaurul? N-a murit aici, că am mers până la Retezat, la muntele Retezat. Așa zice legenda. Păi ce vrea de aia capul? Nu știu. Nu știu, Ivan Iorgovan zice că eu știu. Iovan Iorgovan în folclor a fost un haiduc și un vânător vestit ce a trăit înainte de secolul al XVIII-lea. Majoritatea peșterilor importante din Mehedinți, Cerna, Orșova, Tismana, Baia de Aramă apar în folclor ca fiind locații de refugiu ale eroului. Frumos, dacă ar fi un drum mai bun, cred că ar fi mult mai turism, mai mare, dacă ar deschide drumul spre Petroșani, Oamenii de aici ar putea să trăiască din turism până la urmă, pentru că altă ocupație nu poți să aibă. Nu mai sunt, vite nu mai au. Fiecare ține o vacă, 2 și restul, numai oi, numai erau, nimeni, era 1000 de oi când eram eu copil la aici, la cheile. De peisaje spectaculoase se bucură însă doar localnicii.